Motoarele diesel și problemele lor. Dacă ești șofer, cu siguranță știi că fiecare motor are o turație maximă. Se mai știe că turația maximă poate fi crescută prin reglarea și modificarea motorului. Mașinile diesel sau mașini pe motorină, cum se spune în popor, oferă un kilometraj excelent. Având în vedere costurile scăzute, acestea reprezentau adesea o opțiune mai accesibilă. Acum, din păcate, nici mașinile pe motorină nu mai sunt așa de fezabile ca și costuri. Dar cu toate astea, aceste mașini pe motorină au avantajele lor. Puterea suplimentară este, de asemenea, un bonus atractiv. La fel ca în cazul oricărui vehicul, un motor diesel trebuie întreținut corect pentru a evita stricarea mașinii. Această întreținere poate fi o perspectivă intimidantă pentru automobiliștii care se confruntă pentru prima dată cu probleme legate de motoare diesel, mai ales dacă nu au experiență cu acest echipament. Defecțiunile componentelor motorului diesel pot apărea din cauza uzurii normale, dar pot fi de asemenea mai complicate. Vă vom oferi mai jos câteva informații despre problemele unice cu care se pot confrunta motoarele diesel. Printre acestea se numără și greșeala uriașă pe care o fac șoferii cu mașini pe motorină, și anume turarea excesivă a motorului. Iată așadar care sunt simptomele comune ale deteriorării motorului din cauza supraturării. Motoarele diesel funcționează la temperaturi foarte ridicate, dar există un lucru care poate fi considerat prea cald. În general, temperaturile normale de funcționare a motorului pot varia între 90 și 104 grade în funcție de vehicul. Atunci când o mașină se supraîncălzește dincolo de acest interval, pot apărea daune grave și costisitoare. Uneori s-ar putea să nici nu vă dați seama că s-a întâmplat ceva până când apar simptomele.